Suca, minus 6, x, minus 37, se simplifică. Egal cu? Și egal cu 4x plus 5. Supra 4x minus 5, de data zicea de asta. Da, plus 2. 4x minus 5 plus 2. Și egal cu 4x plus 5 plus 8x minus 10. Totul supra 4x minus 5. Și o să avem 12x minus 5. Minus cât? Minus 5, corect, da. Supra 4x minus 5. Mai simplificăm printr-un 4x minus 5. Cum? Simplificăm minus 4x minus 5. Așa, așa. Cum? 4 cu 12 și așa? Da? Nu. Da, cum? Zi, mă. Păi nu așa. Păi cum? Dacă ai putea să scoți în factorul 3, dar ai fost 15. 5. Scăteai pe 5, dacă ai fost minus 15, scăteai pe 3 și merge așa. Dar așa în gheață. Așa. Mai ce-i faci? Deci asta e de X, adi? Deci aici. Așa, da. Deci n-ai ce-i faci. Poți să plângi lângă el, dar nu mai poți să mai intervii. Deci e de X. E de X a dată. 12 X minus 5 supra 4 X minus 5. Bun. Deci le bați pe X așa că de X să fie numai natural. Pe X. Nu, că 4x minus 5 dividit 4x minus 5, 4x minus 5 dividit pe... Având șmecheria de data trecută, asta facem acum, nu? Putem face așa, dar avem o șansă mare. Exact. Că 12 este de 3 ori ăsta. Corect. Și tocmai visam să scotem factor comun pe 3, ca la distribuire să meargă frumos. Deci, minunat, când am șansă și observ că la următor... Da? Dacă nu te duci pe teorie și mergi foarte bine. Dar câștigi un pic de timp aici. Că se vede foarte bine că dacă ai fost 12 și 7 x, nu aveai ce face. Exact. Dar 12 x este de 3 ori 4. Și atunci este de 3 ori 5 ca să facă 3 și să scoți factorul și să poți să... Da? Deci, zicem așa. E de X. Este egal cu 12 X minus 15. Plus 15. Plus 15, poftim. Ca să vadă. Ca să se vadă. Minus 5. Am adunat așa să spun 15. Supra 4 X minus 5. Și mă duce 12 X minus 15. Totul sub distribuie minuitorul de acolo, da? Supra 4 X minus 5. Plus 5, plus 10, nu? 10 supra 4x minus 5. Care înseamnă când scot un 3 în factor se duce, da. Simplifică și rămâi 3 plus 10 supra 4x minus 5. Asta toată aparține lui Z. Z, da. Dar 3 aparține lui Z. 3 aparține lui Z. Deci, asta adică 4x minus 5 trebuie să-l divide pe 10. 4x minus 5 trebuie să fie unul din divizorii lui 10, da? Uh-huh. Să aparțin divizorul lui 10. Și ce am însemnat? Plus minus 1. Plus minus 2. 2. Plus minus 5. Da. Și plus minus 10. Plus minus 10. Și acum 4x minus 5. Egal cu 1. Și ce trebuie, da? 4x minus 5 egal cu 1. Deci rezultă x egal cu 6 pe 4. 3 pe 2. 3 pe 2, da. Și 4. Trebuia să fie x-ul de unde? Din Z. Deci x egal cu 3 pe 2 nu aparține lui Z. Nu intră. Așa, după aia o să fie minus 3 pe 2, nu? Nu, 4x minus 5 lucrăm adică egal cu minus 1. Rezultă x egal cu 4 pe 4, 1, care este din aparține. Da, așa subliniez din primul x găsit bun. După aia 4x plus minus 5, minus 5 egal cu 2. Deci rezultă că x egal cu 7 pe 4, 4 nu aparține.
4x minus 5 egal cu minus 2, deci are rezultă că x egal cu minus 3 pe 4. Cu 3 pe 4. Deci și minus, că duc 5. A, nu, 3 pe 4, da. 3 pe 4, care nu e cum azi. După 4x minus 5 egal cu 5, deci are rezultă x egal cu... Da, vezi cât faci cu grasă. Și o să... 5 cu 2. Ia vezi, vezi cum... Du-ți capul în cort, grijă. Fii hotărât. Da, 5 cu 2. E ca cu 10, ai zis, nu? Da. Cu 10, cu 5. Cu 5 pe 2. Cu 5, ai zis. Nu mai, cu 5. A, acolo cu 5. Da, și atunci x egal cu 10 pe 4, adică 5 pe 2. Da, care nu aparține. Nu aparține, nu știu. Nu, așa, 4, x minus 5 egal cu minus 5, deci a venit cu x egal cu 0. Cu 0, care este. Aparține. Numărul 3. După aia, 4x minus 5 egal cu 10, deci rezultă x egal cu 15 pe 4. Cu atâta? La 15 pe 4 și rămâne așa, care nu-i din sens. Apoi 4x minus 5 egal cu minus 10, deci rezultă x egal cu minus 10 pe 5, minus 5 pe 4. Minus 5 pe 4, care nici atâta din sens. Așa și numele care aparțin la Z, deci sunt x, 1 și... X aparține mulțimii valori. X aparține 1, 1 și 0. Matrița de găsire. Da. 1 și 0. 1 și 0. Da, zice că asta de cât de X să fie natural, profesor. Păi și e natural. E de X să fie? Natural, e de, pentru... e de 1. E de 1 și este 12 ori 1, 12 minus 5. Unde se întreba aici? Dacă e X. Dacă e natural. De natural, nu. Da. Un pic, Ioana. 12 minus 5, 7. 7. 7 supra 4 minus 5 dă minus 1. Da, minus 7 de acolo. Nu dă minus 7, dă 7. Dă 12 minus 5. Dă 7. Dar trebuie condițiile. Un pic mai copii. Da. Este important ce spune mama. Deci 12... Ori 1. 1, 12 minus 5 face 7. Supra minus 1. Și nu mai este de X natural. După ce am făcut chestia asta, noi am surprins-o tot în Z. X-i trebuia să-i găsim din Z. Da, X-i din Z, de acest autor. Da. Dar când am lucrat la E de X asta... Că zice asta în cât e de X să fie din N? Să aparține în N. Noi am ieșit-o aranjată 3 plus 10 supra 4, X plus 5. Și iată pentru X egal cu 1, ce se întâmplă aici? 10 supra 4... Dă negativ. 4 minus 5 face minus 1. Minus 1 și 3 minus 10 fac minus 7. Deci aici când am lucrat, am zis 3 este din Z. Din Z, dar de noi ne interesa să fie numai natural în total. E de X o să dea natural? Da, deci prima nu aparține, dar a doua da. Cu alte cuvinte, după ce am găsit pe acestea, cel mai ușor, verificăm peste 2 sau 3 cât o fi, da. Și care controlează de natural. 1 e bun și 0 e bun. Da? Iată că autorul aici face o șmecherie foarte tare. Ca să vadă dacă noi ne ducem și înlocuim. Exact. Aveam să câștigăm, să luăm o valoare pe care nu era tocmai bună. Pentru că aici, în clipa acasă, asta e din Z. Și asta e din Z. Ca să fie din Z, ăsta de aici, am luat toți divizorii. Dar iată că e posibil că aici să se întâmple 3 minus 10. Și ca valoare să fie un număr negativ, exact. Deci este din Z, nu este. Noi am rezolvat o cadru mai largă. Restricția asta dură, presupune ce? Să ne întoarcem și să verificăm valorile pe care le-am găsit, da? Corect. Și mai avem 4. De X egal cu 8 minus. Adică e de X, noi eu știm. 12X minus 5, acum nu știu de lucru. Dar vă zice asta, să scrieți un pic. 12X minus 5, e de X. Supra 4X minus 5. Deci nu știu, dar nici 7 trebuie să vorbim de toți cât e. Exact. Când zice, cele două în loc. Exact. Ori era, poți mai mâine să zic așa. Da, dar nu, ca nu mai a fost ușor. Acum ziceți cât e de X. Așa, e de X este egal cu 12X minus 5
Egal 4x minus 5. 4x minus 5. Egal cu 8 minus 3 supra 4x minus 5. Vă aducem la același numitor acolo? Sigur că da. Vine 12x minus 5. Egal cu 8 ori 4, 32x adic plus 5 ori 40. A, nu ați mai scris. Minus 40. Minus 40, știi? Minus 40, corect. Minus 3. Mai aduce mă la stânga și... Bine, 32 minus 12 face 20x. Vezi, minus 20x. Da. Egal cu... Minus 40 minus 43. Plus 43 minus 5 face... 38. 38. Nu e bine? Era minus 32 minus 12 fac 20 aici. Da. 43 minus 43. Da. Fac 38 și atunci x va fi egal cu 38 pe 20, adică 19 pe 10. 1,9. Asta ar fi soluția. Sigur că da, n-am avut nimic. Ar fi fost interesant să ne dea visul una din valoarele cele dinainte. Știți că mi-a zis noi x diferit de 4 pe 5 minus 4 pe 5. Să ne vedea, da, așa va pare și atunci da. Nu rău. Da. Da, da, da. Aici, la ce a fost un pic acolo? Da, dar la ce? Deci, ce a fost acolo de X număr natural? Exact. Și acolo unde 1 era. Și deci, în toată chestia asta, au subtipitat. Da, mi-a dat două valori, dar zic că îmi plăcă și unde este natural. Deci, am învățat pentru ceva. Da. Gata, pe 7, mai zic, hai să vedeți, da? Sinteza voastră. Vă dați sfârșit. Da, mai știam. Dacă nu ați învățat, nu v-am dat, dar vă dat. Formalitatea de structură. Deci, calul. Este rezultat de operație. Da. În mulțimea făcerea ridicare la putere. Expresiv. Rezultat de operație. Operațiile. Tirea, 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 fracția, fracția devine număr între... Dar când? Când fracția? Când fracția devine număr întreg, a făcut această da. Tehnică. Sume, am făcut calculul. Da, 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 da. 1, sume. Expresie de așa. Condiții de... Condiții de existență a fracțiilor. Condiții de existență a unei expresii. În paranteză, fracția propriu. Da. Expresie cu toate operațiile, mă zice, în număr de 3, calculul în sume, în existență, au fost atâtea lucruri pierdute. Exact. Doar urmărim lecția. Lecția, exact. În lecția pot să trăiască starea noastră. Dar nu mai să trăiască starea de bine. Să înveți o grămadă de chestii. Subtilități. Exact. Iar să învățați tot șmecherii, putem spune. Da. La simplificarea acolo. La simplificarea aceea. Ca să meargă repede. Le-ați dat o soluție pe care dacă o aplică, îți câștigați? Eu spun că acum am făcut-o pe urmată și eu. Da. În rest, mă tot chinuiam așa cu... A spus că așa da, că așa am și făcut. Da. Dar când am zis, stai mă, la insistența ta că trebuie să simplifică ți-e bine, plecăm cu ea și mai nu știu așa. Corect. Și nu știu ce să fac. Ai spus bine. Da. Corect. La revedere. V-am spus că eu sunt program și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Și să vă abonați, că numai așa veți învăța matematică de drag. La revedere.